Stimați invitați, dragi colegi, stimate domnule primar al Mediașului Gheorghe Roman, prietenul meu de mulți ani. Aș vrea să vă urez în această zi frumoasă de septembrie un bun venit la sediul cele mai recente fabrici din cadrul grupului SNDECO, o zi specială pentru mine și echipa de oameni care ne desfășurăm activitatea aici. Este ziua în care, după luni de muncă, inaugurăm o nouă locație unde se vor desfășura două tipuri de activități, și anume producție de tâmplărie PVC cu un nou brand numit Bastion și producția de beton necesară în construcții. Decizia de a investi în acest an în această nouă fabrică a fost luată ca urmare realității în care trăim. Trăim într-o societate în care schimbările au loc cu o viteză foarte mare. În acest context, în care lumea se schimbă cu o viteză fără precedent, am înțeles faptul că trebuie să ne adaptăm la aceste schimbări. Crearea unei astfel de fabrici este un proiect mai vechi, care a început cu căutarea unui amplasament adecvat. De data aceasta a fost găsit în Mediaș, nu la Șeica Mică. Apoi a urmat eforturi, implicare și muncă pentru ca acest proiect să prindă conturi și să devină realitate. Este o investiție importantă care va genera rezultate pe termen lung, care creează noi locuri de muncă și șansa de dezvoltare a mediului de afaceri din municipiul Mediaș. Din cauza asta o considerăm o realizare mare pentru noi și cred că în același timp este o realizare importantă pentru comunitatea locală medieșană, dar și pentru județul Sibiu. Cum am ajuns aici? Aș vrea să vă prezint pe scurt parcursul grupului SNDECO, deși toți cei 27 de ani de activitate ar trebui descrise în sute de pagini. Acum îmi amintesc cu nostalgie de începutul nostru într-un spațiu modest din Șeica Mică, cu doar 8 angajați. Pornise la drum cu distribuția de mochetă și covoare, galerii de lemn și șină de tavan din PVC. Primele noastre mașini a fost o Dacia Break și un Matisse. Nu am să uit niciodată această perioadă de început. Cum n-am să uit niciodată ceea ce înseamnă să ai o vârstă de 22 de ani, să te întorci din Germania, în România și să încerci să faci ceva pornind de la dorința de a construi o șansă pentru propria familie. Atunci nu mă gândeam că vom reuși să fim o familie de 450 de persoane, cât are astăzi echipa SNDECO Group, compusă din 10 firme, fiecare cu alt domeniu de activitate, că vom reuși să dezvoltăm acest grup de firme la nivel național și internațional. Ce știam însă era faptul că aveam dorința de a dezvolta afaceri, puterea de a crea și de a reuși.
de a merge mereu mai departe. Vreau să vă spun cum s-a format grupul de firme Esendeco și care sunt firmele care aparțin acestui grup. Firma Zimdârgu și Snugat este înființată în anul 1091 de tatăl meu pentru producție de haviță și ciocolată de casă. În anul 1993 se înființează în Germania firma Draser Import-Export, importator de mărfuri, mai ales din China și Europa. În anul 2002, firma Drasic Construct, activitate de balastieră. În anul 2004, firma Cluve, distribuție și producție de mic mobilier. Tot în acest an, 2004, am început să investim în utilaje pentru producție de tâmplărie PVC. În anul 2007 se înființează firma Plast DNP pentru injecție și extrudare mase plastice. Iar în 2012 fabrica se mută la Sibiu, unde are acum două locații de producție. În 2010 se cumpără firma Lariana, situată în Mediaș, care are ca obiect de activitate producție de sisteme de umbrire. Primul pas spre Mediaș. În anul 2013 se cumpără firma Vamilex, cu sediul în Agărbiciu, care se ocupă cu producție primară și secundară a materialului lemnos. În anul 2014 se înființează Sene Logistic, Service Auto, situat în localitatea Copșa Mică. În anul 2015 se cumpără firma Protneme Terracotta Mediaș și, desigur, se reactivează producția de cahle pentru sobe de teracotă. Este a doua firmă din grup cu sediul în municipiul Mediaș. În anul 2016 se înființează firma Sene Mobis, producție de mobilier din lemn masiv. În anul 2016 ne asociăm cu firma Tipomediensis din Mediaș, având ca și activitate tipografie și producție publicitară. În anul 2017 deschidem showroom în Mediaș, unde pot fi văzute toate produsele pe care noi le producem și distribuim. Acum, în anul 2018, am investit într-o nouă fabrică cu un nou brand, Bastion, care dorim să-l distribuim la nivel național și internațional, având în vedere faptul că există potențial pentru a mări capacitatea de producție de 10 ori, ca până acum. Esendeco Group deține în județul Sibiu o suprafață totală de 200.000 de metri pătrați terenuri cu destinații industriale și 18.500 metri pătrați de hale industriale. În toți acești ani, lucrurile nu au fost întotdeauna ușoare. După anul 2009, în cadrul activității, am simțit influențele negative ale crizei economice. Scăderea puterii de cumpărare, diminuarea investițiilor în construcții, schimbări legislative, incertitudine fiscală, birocrație excesivă. Și totuși, am reușit să creștem în fiecare an cifra de afaceri. Am reușit să devenim un nume în județul Sibiu și nu numai. La nivel național avem un număr de peste 1.000 de parteneri de afaceri. Pe plan internațional avem diversi colaboratori și furnizori din Germania, Cehia, Turcia, China, Finlanda, Suedia, Ucraina, India, Rusia. Concluzia.
SNDECO Group nu s-ar fi putut dezvolta fără un vis, fără o viziune, fără o strategie, fără comunitate, fără muncă, fără eșecuri, fără succese, fără devotamentul echipei și aș putea continua. Cineva spunea, vom avea cu adevărat succes doar atunci când jumătate din timp ne vom petrece visând la ce vrem să facem, iar cealaltă jumătate făcând ceea ce trebuie făcut. De cele mai multe ori eu mă regăsesc în aceste cuvinte, nu doar ca om de afaceri, ci ca ființă umană, care respectă valorile importante ale vieții. Corectitudinea, cinstea, omenia, respectul față de familie. Ce provocări vor fi în viitor pentru SNDECO Group? Depinde ce vise avem, ce oportunități întâlnim. Însă, pentru următorul an se conturează 3 proiecte importante. Inaugurarea sediului Tipografie Medienstis din Mediaș, care s-a mutat într-un sediu nou, însă lucrurile nu au fost finalizate. Preluarea unei fabrici din Slovenia, în cadrul fabricii din Agărbiciu, și un proiect cu o activitate nouă pentru noi, cinematograful din Mediaș, unde va fi demarat lucrările de modernizare și sperăm că vor fi finalizate până la mijlocul anului viitor. În această zi, alături de noi, sunt oameni politici, oameni de afaceri, oameni care au capacitate de a înțelege nevoile și problemele concrete cu care cetățenii se confruntă, fiind mereu preocupați pentru a identifica soluții concrete, realizabile, sunt oameni care cred că lucrurile pot evolua într-o direcție bună atunci când există implicarea din partea noastră a tuturor. Când există o colaborare strânsă cu mediul de afaceri. Ori de câte ori am ocazia, vreau să sublinez importanța factorului uman. Munca în cadrul celor 10 firme presupune interacțiune și comunicare permanentă între oameni, între departamente, între conducere și angajați. De obicei, managerul ia decizii. Eu am luat decizia de a avea încredere în oameni, în dumneavoastră, în cei cu care lucrez zi de zi. Vreau să mulțumesc tuturor angajaților care își desfășoară activitatea zi de zi în cadrul grupului de firme SNDECO, care prin efort și implicarea lor reușesc să finalizeze tot ceea ce ne propunem să realizăm împreună. Vă mulțumesc!